În duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, după finalizarea lucrărilor de consolidare, restaurare, înfrumusețare și noire a bisericii parohiale cu hramurile Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Duminica Tuturor Sfinților din Roman, județul Neamț, înalt preasfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a resfințit lăcașul de cult. În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, ierarhul a arătat că iubirea adevărată este cea trăită și asumată. Astăzi, această biserică a primit o nouă direcție, deoarece, după osteneli, după tot felul de necazuri și supărări avute, iată, parcă s-a luat acel văl al moluzului, al prafului. Și iată, în lumina soarelui, parcă primăvăratic, nu tomnatic, e bine, în lumina învierii am scăldat-o din nou și iată din nou acest templu al lui Dumnezeu închinat Sfântului Gheorghe și Sfântului Gheorghe Pelerinul de la Văratic și tuturor sfinților din calendarul bisericii, ceea ce însemnează că de astăzi această biserică în fiecare zi este un hram, pentru faptul că în fiecare zi a anului este un sfânt, sau doi, sau trei, sau mai mult. De aceea, biserica este acel loc de întâlnire cu Dumnezeu, unde noi venim și ne sfințim. De obicei se spune, dragii mei, că omul sfințește locul. Da, aceasta am făcut-o, iată, am sfințit acest locaș, l-am redat din nou cultului ortodox. Dar de acum, intrând aici, locul sfințește omul. În continuare, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie. Lucrările de renovare și reabilitare efectuate la Sfântul Lăcaș au început în anul 2018. Astăzi este o zi minunată pentru Parohia Sfântul Gheorghe și pentru toată întreaga comunitate de creștini din municipiul Roman. A fost ziua de binecuvântare și sfințire a Bisericii Sfântul Gheorghe. S-au încheiat lucrările de restaurare ale bisericii, restaurare cu fonduri europene. A fost o trudă de mulți ani. Dar astăzi ne-am dat seama că în comunitatea romașcană se află mulți oameni care doresc să aibă o casă de rugăciune unde să-și înalțe gândurile pentru ca Dumnezeu să le împlinească rugăciunile spre mântuire și de folos. Astăzi, înalt preasfințitul Ioachim a venit să binecuvinteze ostenelile noastre. A binecuvântat și a săvârșit Sfânta Liturghie, ceea ce pentru noi înseamnă mai mult decât orice, posibilitatea comuniunii directe cu Dumnezeu. O zi minunată! La finalul slujbei, înalt preasfințitul Părinte Ioachim a oferit părintelui Ioan Gherasimescu distincția Crucea Moldavă, iar preoții Bogdan Gherasimescu și Vlad Samuilă au fost hirotesiți iconomi stavrofori. De asemenea, toți ctitorii au primit distincții de vrednicie.